Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de vineri, 26 iulie, și așa cum v-am obișnuit, voi spune și câteva cuvinte despre weekend. Astăzi și în weekend, Luna, planeta emoțiilor, tranzitează semnul Taurului și semnul Gemenilor. Azi și mâine, vineri și sâmbătă, vom fi mai calmi, mai împăciuitori, mai liniștiți, mai relaxați. Dinspre după masa zilei de sâmbătă până duminică seara, pentru că atâta vorbim astăzi, vom fi mai curioși, mai dornici să experimentăm lucrurile din jurul nostru. Vom fi curioși, vom dori să știm de toate și de toți, dar va fi foarte important pentru toată lumea să încercăm să nu fim băgăcioși și să încercăm să nu trecem experiențele noastre la capitolul bârfă, discuții și comentarii. Berbec. Astăzi berbecul primește vești bune din străinătate sau iei legătura cu o femeie de peste hotare care îți dă niște informații deosebit de interesante și te ajută foarte mult în proiectele tale. Weekendul se anunță liniștit, dar marcat mult de călătorii, drumuri, poate un city break, poate o vacanță, deci ieșitul din casă. În natură și în aer liber este prioritatea numărul 1 a berbecului. Taur. Astăzi taurii trebuie să aibă grijă la un conflict cu o femeie. Această femeie fie vă este rudă prin alianță, fie este colegă de serviciu. Ea încearcă să vă submineze mult autoritatea, iar conflictul poate apărea de la o problemă economică sau de la gestionarea finanțelor. În weekend, taurul se poate relaxa, dar îi vorbim de o relaxare activă pentru că s-ar putea să fie implicat în unele proiecte de dezvoltare personală. Poate participi la un curs, poate mergi la un workshop, poate citești o carte interesantă sau vezi un film care te captivează și înveți multe din filmul sau documentarul respectiv. Deci, taurul învață în weekend. Gemeni. Astăzi gemenii sunt preocupați de serviciu și de ascensiunea socială. Chiar dacă e vineri, vorbim de agitație, trăirea intensă a unor evenimente, discuții, ședințe, negocieri. În weekend, gândul nu o să fie departe de serviciu, s-ar putea chiar să ai un weekend activ în care lucrezi și să te axezi foarte mult, s-ar putea să te axezi foarte mult pe planificare și pe stabilirea unei liste de priorități a activităților care necesită cea mai mare preocupare și implicarea ta până la cele mai puțin interesante activități. Rac. Astăzi racul are o zi un pic cam agitată, cauzată de comportamentul unor prieteni. Poate aceștia au nevoie de sprijinul tău, poate apelează la tine să îi susții în ceva. În orice caz, alergi, te preocupi, te implici. Weekendul, din nou, perpetuează această situație cu prietenii și s-ar putea chiar să te întâlnești, să discuți respectivele probleme tet-a-tet, față-înfață. Leu. Astăzi leii au o zi în care sunt mai misterioși, sunt mai secretoși, sunt mai ascunși puțin. S-ar putea să nu dezvălui chiar tot ce trece prin cap în următoarele ore. Weekendul, în schimb, este în totalitate în această săptămână dedicat familiei, prietenilor sau unui eveniment important care are loc în familia ta. Fecioara astăzi capătă glas, capătă voce și ești foarte mult susținută în toate demersurile care privesc propria-ți persoană, de la analize de sânge la interviuri pentru un nou loc de muncă. Deci
toate activitățile se învârt în jurul tău și asta este excelent. În sfârșit, devii conștient de puterea ta, de capacitățile tale, de realizările pe care le-ai avut și de ce poți să faci de acum încolo. În weekend vorbim despre întâlniri surpriză cu o persoană care s-ar putea să-ți bată la ușă pe neașteptate sau te întâlnești în oraș cu ea și începi să vorbești și uite că se leagă. Ba o vizită, ba o ieșire din oraș, ba o călătorie. Ceva se reactivează printr-o întâlnire surpriză cu o cunoștință. Balanța. Astăzi balanțele ori fac drumuri, ori comunică, ori comunică și fac drumuri. O zi în care sunteți destul de agitați, dar nu agitați în sensul de nervoși, cât mai degrabă preocupați de faptul că aveți foarte multe lucruri de rezolvat. Este o zi în care balanța e foarte bine susținută în activitățile sale și ia decizii importante privind gestionarea finanțelor. Weekendul la fel de marcat de drumuri. Călătorești, ieși, poate ești în vacanță, poate îți propui o escapadă în afara orașului. Oricum, nu vei sta în casă în acest weekend, asta e clar. Scorpion. Scorpionul astăzi s-ar putea să aibă un conflict, deci e o ceartă, nu e cu violență fizică, dar e cu violență verbală probabil, că vorbim de scorpion aici, cu o rudă sau cu o rudă prin alianță, se pare că ți-a ajuns cuțitul la os și ești hotărât, mai mult ca oricând, să pui stop joc la toate abuzurile și la toate pretențiile pe care cineva din anturajul tău sau dintre rudele tale le-ar putea avea asupra ta. În weekend, scorpionii discută un proiect cu un bărbat sau te gândești la un proiect și s-ar putea ca în cel mai scurt timp să-l și pui în practică. Săgetător. Astăzi, vineri, săgetătorul este foarte bine susținut din umbră de o persoană de sex masculin. Cumva, această persoană a observat talentul tău, a observat abilitățile tale, îți cunoaște nivelul de expertiză și s-ar putea ca de această dată persoana aceasta să te urmărească din umbră, cum te comporți, cum negociezi, cum discuți, cu condiția să faci lucruri, să le pui în practică, să nu rămâi doar la nivelul de planificare. Și această persoană e foarte curioasă să vadă cum te comporți mai departe, pentru că s-ar putea să fie dispusă ori să te promoveze, ori să-ți dea o mărire de salariu, ori să-ți ofere o finanțare suplimentară, o sponsorizare. În weekend, săgetătorul trebuie să aibă grijă la relația de familie, pentru că e un potențial conflict acolo. Capricorn. Astăzi capricornii au o zi absolut superbă în ceea ce privește relația cu străinătatea, relația cu o femeie sau o femeie din străinătate, ori o șefă care nu e neapărat șefa ta directă, dar căreia trebuie să raportezi sau să-i dai socoteală. Această persoană îți dă niște vești foarte bune. În weekend s-ar putea să fie un pic de conflict din cauza geloziei. Vărsător. Astăzi vărsătorii muncesc și muncesc serios și muncesc cu sârg și muncesc cu rezultate. Deci tot ceea ce plantez astăzi va fi încununat nu numai de succes, dar vei avea și niște câștiguri de pe urma acestor acțiuni. Este o zi în care vărsătorul este plin de energie, luciditate și poate să aibă discuții importante cu o persoană care te va ajuta în viitor. Deci poți să discuți, să-i spui un proiect de al tău, să spui ideile tale și ea să spună, mă, știi ce, și eu mă gândeam la asta, hai să o facem. În weekend ești preocupat de familie și de gastronomie, deci nu m-ar surprinde să aud vărsători care spun, eu am gătit tot weekendul sau nu știu, mi-am făcut provizii, am fost la cumpărături, am fost domestic, deci cam ăsta ar fi termenul, domestic.
Și am ajuns la pești, care astăzi, vineri, pot avea un conflict cu autoritățile din cauza nevoii tale de libertate, nonconformism și a modului în care privești lucrul în echipă. Pentru că ori nu ești în echipa potrivită, ori nu te înțeleg ei ce vrei tu să spui, ori tu nu înțelegi ce vor ei să spună. Și de aici este un talmeș-balmeș. Și trebuie să ai grijă că intri și în conflict cu șefii, pentru că oamenii aceia se vor plânge mai departe de tine. În schimb, în weekend, dai totul pe una și te distrezi la maxim și te simți bine și te relaxezi. Deci este un weekend în care tu chiar ai să fii super în regulă și foarte dornic să lași deoparte problemele săptămânii și să te distrezi așa cum se cuvine. Așa încât, bucură-te de viață. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 26 iulie. Vă mulțumesc că îmi urmăriți activitatea și nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să-mi susțineți proiectele. Iar cei care sunt curioși și vor să transmită mai departe și cunoștințelor din străinătate, informațiile pe care le ofer în astrologie, le reamintesc că există canalul în limba engleză Good Life Vibes. Pe curând și să avem un weekend superb!